În timp ce specialiștii în lucrări publice ai primăriei Slatina realizează documentele premergătoare licitației pentru noul parc, Direcția Administrarea Patrimoniului face demersuri pentru eliberarea terenului. Astfel s-a finalizat procedura de includere în domeniul privat al Slatinei pentru cele trei clădiri ale armatei, iar astăzi s-a obținut și avizul consilierilor locali pentru demolare. Astăzi am luat acordul de principiu al Consiliului Local pentru demolarea ultimelor trei clădiri care se află pe terenul unității militare. După acest pas, urmează un proiect de demolare, apoi demolarea propriu-zisă, care probabil că va dura undeva în jur de 2 luni de zile. Apoi parcul, în paralel, se derulează procedurile? În paralel, demarăm procedura de licitație a parcului, ca să nu pierdem timp. Și sper că undeva la toamnă să ne apucăm de lucrările la parc. O bună parte din terenul ocupat de aceste clădiri va fi transformat într-un parc imens, modern, cu pistă de alergare și un teren de sport multifuncțional. Potrivit fișei tehnice a proiectului, pista de alergare din tartan va avea o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați, iar terenul de sport multifuncțional va ocupa aproximativ 500 de metri pătrați. În parc vor fi și două locuri de joacă, unul de 230 și altul de 280 de metri pătrați, dar și un chioșc și o terasă. În proiect este prevăzută și o stradă de acces paralelă cu bulevardul Aicuza, care va face legătura între străzile Tunari și Artileriei. Vizitatorii parcului vor avea la dispoziție o parcare de 2400 de metri pătrați situată la intrarea dinspre strada Tunari. Restul terenului este destinat construirii unui restaurant, cel mai probabil realizat de cei de la McDonald's, unui mall și unui cartier de blocuri.